Îți cu bună dimineața, cosmonauților! Este ora 7 dimineața, ne pregătim o cafeluță lăptoasă și ne pregătim pentru drumul nostru către Constanța. Astăzi vom face un full day vlog. Deci vă așteptăm un număr cât mai mare în următoarea zi când voi posta această nebunie. Vă pup și să vedem ce aventuri ne așteaptă astăzi. Bună ziua, drag clan! Bună dimineața! Vă hățuiește domnul! Suntem pe Gara de Nord, suntem pregătiți pentru Adventure of a Lifetime. Și mai tare, s-ar putea să nu se audă. Și mi-a zis să vorbesc mai tare, s-ar putea să nu se audă. Închei citatul. Am luat biletele puternice. Direct spre Constangeles. Ne ducem rachetă și revenim cu update. Acum ne ducem să păpăcim, cum ar spune fratele meu, vorba lui preferată. Și să sperăm că găsim Master Alb. Bună ziua! Avem random event. Primul inconvenient al zilei. Da, produs de tine. Nu că mi-ai pula. Trebuia să traversăm o dată, acum traversăm de trei ori toată intersecția. Da, pentru că omul nu știe cum arată un pătrat. Omul nu știe cum arată un pătrat. Ce a zis? N-am știut că e stânga, e dreapta. Hai, în loc să parcurgem o latură, să parcurgem trei. Hai, doi. În loc să facem o dată dreapta, facem de trei ori stânga, ce dracu. Bravo, tati, bravo, mare pizdar. Hai, pula mea, hai că te lasă. Acum o luăm și pe arătură, ne înjură băiatul meu cu dusterul. E, aia e, mergem la Meguț, că e scump direct în gară. Vă salutăm de pe trenul de Constanța. Dar vorbim și mai tare. Este plin, e colcăie de oameni și am găsit un nou joc. Pentru că, na, se mai întâmplă. Fazanul pe engleză, numai că se numește Lynx și e surprinzător de amuzant, așa că recomand să încercați. Da, 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 și eu. Revenim cu lucruri handicapate întâmplate pe tren. Cum a început, mă? Ne-am jucat tipuri de apă. Da. Pentru că e gen apă lângă noi. Da. Și trebuia să spunem cât un... A început de la branduri de apă, cumva am ajuns la... Apa din genunchi. Apa din genunchi, apa din cuvântul ceapă, ce apă, mersi. Și apa după mașină cum plouă, apa de la mijlocul oceanului, apa din noi, apa din voi, apa din voi, apa din cârnații de pleșcoi, da. Șame de șame. Apa care te face smardoi. Și da, da. Într-adevăr o experiență interesantă, nu ne așteptam apa să facem. Apa pe care o bea fisa lui Billy Boy. Mamă, Billy Boy boss. Și da, înțelegeți ideea. Ne-a jucat asta, cred că și jumătate de oră. Nu știu cum. A fost cool. Mi-a plăcut, a fost o experiență. Da. Revenim cu cel mai bombastic update, clan. Ne-am dat jos din tren la gara Constanța. Constangeles. Constangeles, cum ne place nouă. Am auzit asta la album pe Nane, parcă. Nu, la pe album la Nane. Tranta. Sau așa. A zis și Nane ceva odată. Băi, băiatule. Băi, coai, dar nu văd. Așa. Și acum avem de ales. Este foarte frumos afară. Avem de ales între... Mergem pe jos 3 ore sau mergem puțin mai departe și luăm Uber unde e mai ieftin, ca să nu fie tarif exclusiv. Efectiv. Așa că acum am plecat în aventura spațială. Mergem, ne plimbăm, ne uităm. Și de când ne uităm, turn right on Peter Victory. Da, n-a durat prea mult până la următorul update. Vă rog, mi-e vrea să meargă și el la Mario, sala de jocuri în Constanța random, într-un ghetou lângă o parcare de microbuze și... Hai să vedem. Roșie, roșie, neagră. Da, țineți minte. Revenim, să vedem dacă a câștigat. Update, am pierdut 20 de lei. Mergem la Galaxy, sala de jocuri acum. Bă, hai că a fost și vorba meu la Mario. A pus și el 10 lei, a apăsat greșit. A pus, aparia pe 6, dar a câștigat doar 3. Nu știu cum dracu, a avut cotă pe minus și după aia ce ai zis, hai că mai bag 10, i-a apărea pe toți. I-a pierdut și pe aia și așa băga pula. Da, lasă că aici am văzut pentru prima oară că își cere buletinul, ți-l pozează cu altceva aplicație și te pune și să semnezi virtual la pariuri. Nici măcar în AFI n-am pățit. Tu ai semnat. Și tu ai semnat. Nu te lăsa aia să joci. Da, în aventura noastră de pe jos am ajuns la Biserica Creștină Evanghelică Română, unde au un stand în care îți iei Noul Testament cu psalmii complet free. Așa că ne-am luat și noi, ca niște buni creștini ce suntem aici, te pupăm Dumnezeu și mergem mai departe, aventura continuă.
Da, au mai trecut 2 minute și am seama. Da, ne-am pricopsit cu niște atenție muncitori sau ceva. De aia dă-te fluieră, probabil. Da, suntem acum pe, nu știu cum se numește, Boom Beach sau ceva, plaja asta. Boom Beach, mergem cu picioarele goale. N-am fost prea inspirați să ne schimbăm dinainte. Am fost la niște muncitori de instalau toalete pe aici, dar erau toaletele închise. Și ne-au zis să mergem în boscheți, că poate sare vreo fată pe noi. Ca idee. Acum, nu știu, cred că mai avem vreo 50 de kilometri de mers pe aici. Și ajungem și noi undeva, dacă e. Haideți că am mers, dar am ajuns pe altă mapă. Am ajuns la Nevărții, se vede? Bă, unde e Moscena? Voi știți ce spun orbii atunci când sunt întrebați ceva? Nu știu, coaia e Nevărții. A, și ca idee, am semnul cu mine. Suntem campaigner. Haideți să mergem mai în față. Uitați, bă, scenă nebună. Bine v-am regăsit la un vlog puternic. Merg pe cărbunii încinși, că am fost proști și nu mi-am luat papuci. Îl așteptăm pe Dumil să ne completăm trioul nostru puternic de Iamil, Dumil și Condumil. Încă am un semn de circulație. Ne-am văzut cu El Nino la plajă, s-a pus lângă noi pe șezlong. Ce-am mai făcut? Mamă, nu mai pot să-mi mor picioarele. Ne-am mai văzut cu colega aia ta și cu prietena ei. Am mers 15 km pe plajă, nu știu ce dracu s-a întâmplat. Haideți că revin când completăm trioul. Imun la tălpi. Bine v-am găsit. Pardon. Bine v-am găsit la reuniunea Iamil, Dumil și Condumil. Vă pupăm și o să ne așteptăm la lucruri mărețe în cadrul acestui vlog. Haideți că băieții mei au oprit la benzinărie să-și ia AdBlue. Ce-o fi și aia, a zis că noi mai pleacă mașina de pe loc la băiatul. Eu sunt somalez, tricou nu mai am. Sunt desculț, nu mai am încălțări, le-am pierdut. Acum, Dumnezeu cu mila, am mers pe niște trepte, dar aveau 1000 de grade fiecare și acum mi s-a prăjit pielea de pe talpă. M-au lăsat singur, au plecat mami cu tati, m-au lăsat copilul singur în mașină. Și atât. Vă pup și ne întoarcem. A, și m-am și tunat cu niște ochelari. Revenim cu un update la vlogul cel mai puternic. Vă rămâi să mă filmează cum mă filmez. Desigur, suntem aici la Little Mamaia Liniuță, sat aproape Năvodari. Și mergem să ne aprovizionăm cu cele mai puternice băuturi, ci că bem rom această seară și ne vom lua și bere, probabil. Ne vom lua și... Nu și-a luat vărămiu puternicie pentru mașină, pentru că nu s-a putut. Uitați-l pe Ian, uitați-l. Am venit apurat? Atât se poate. The design is very human! Ai avea mânel acolo, nu-mi vine să cred. Ca idee. Da, deci s-a produs Giumidaua anului. Adică nici se uita cu cealul de copii. De la Lidl, coi! Revenim cu încă o iterație de vlog. Suntem la balcon. Ne simțim foarte bine. S-a făcut un dușuleț, o apă corectuță. Ce pot să spun? A fost cam stupid, dar... Da, n-aveam alte așteptări. Acum îi aștept pe băieții să facă și ei curați. Admir această priveliște. Se poate vedea marea și băiatul de la Salvamari. Și revenim cu cine știe ce dracu se mai întâmplă. Da, revenim cu un vlog corect după 12 ore. Am ajuns la fratele Dumii în Agigea, random. Și trebuie să-i vină... Unde? Să vedem-o? Comanda de la Mob Expert. Și... Acum, vară mea a venit în grabă. Nu mai are cheile la curte. Și suntem într-o situație
eu cu fratele meu aici, nu știu, suntem și noi. God, I'm alive. Da. Suntem cam confuzi, nu o să vă mint. Eu am dormit în formă de paranteză aseară și mă doare coapsa și am paralizat la piciorul stâng, nu pot să mă mișc. Și, da, mai multe situații în care suntem. Bine v-am găsit la ultima parte a vlogului. Acum ne luăm la revedere. Încă și sunt cu băieții aici și cu celălalt băiat, dar are treabă. Așa. Avem aici prada și cealaltă pradă. Iar acum vă spunem la revedere și vă așteptăm în următorul vlog. Să sperăm că tot vara asta și nu peste 3. Vă pup! Mult.